Hei, bine te găsesc! Știi ce am auzit? Că mai e un pic și vine Moș Crăciun. De asta am făcut repede pradul și mai ales m-am grăbit ca împreună cu Andy Sechei, cu autorul cărților tale preferate, să terminăm volumul 3 al trilogiei Școlii de Ghinzi. Aventurile lui Ghinditor este aici, este pregătită să ajungă în sacul lui Moș Crăciun și apoi repede, repede, repede sub brăduțul tău, copil frumos. Poate că le-ai citit deja pe primele două volume, Școala de Ghinzi și Școala Stejarilor Falnici. Și iată volumul 3, Aventurile lui Ghinditor, care îți povestește peripețiile extraordinare și pericolele fantastice prin care trece Ghinditor în drumul spre visul lui. Care, ți amintești? Care era? Visul lui era să devină un stejar falnic. Și desigur, în acest nou volum, al treilea din serie, are o nouă prietenă, cunoaște o nouă prietenă de joacă pe Castanela. Ce crezi că își dorește Castanela? Castanela își dorește și ea același lucru, să devină un frumos castan. N-am să-ți povestesc toate peripețiile prin care trece Ghinditor ca să ajungă acolo unde își dorește, însă vreau să-ți arăt ceva, pentru că e Crăciunul, fii atent! Personajele tale preferate pot fi mereu cu tine, chiar și atunci când nu ai cartea la îndemână. Am pregătit pentru tine o serie de super acti build-uri cu personajele tale preferate și mai ales două postere pe care le poți folosi. Poți lipi pe ele acti build-urile și le poți pune pe perete în camera ta sau pe birou sau unde îți place ție. Și mai am încă o surpriză. Pentru că Moș Crăciun întotdeauna vine cu surprize și Andy Sechei și cu mine ne-am gândit cum să-l ajutăm mai bine pe Moș Crăciun ca să le facem cât mai multe bucurii copiilor curioși ca tine. Astfel încât, dacă vrei să vezi și tu cum crești lună de lună, anotimp de anotimp și an de an, așa cum Ghinditor și Castanela fac, ce poți face este să te măsori cu acest metru extraordinar pe care l-am pregătit, cu personajele tale preferate, care ușor, ușor, din ghinde și castane ajung stejar falnici și castani frumoși și alături de ghindă și de ghinditor și de ghinducesă și de castanela vei putea și tu să măsori creșterea ta. Și să-ți amintești cum, ușor, ușor, ca un copăcel frumos, dintr-o ghinduță mică, ai ajuns un falnic stejarel. Și asta nu e ultima surpriză. Mai am încă una. Iată și pe ultima. Pentru că am pregătit atâtea surprize și cadouri frumoase, alături de această serie de trei volume minunate de povești pentru copii, am pregătit și o cutie de cadou superbă. Este o cutie cu toate personajele tale pe copertă, cu toate cele trei volume și cu povestea celor trei cărți pe spate. Este cutia perfectă în care poți să-ți pui colecția minunată a școlii de ghinzi, abții build-urile, posterele, metru. Practic tot ce iubești mai mult în această colecție va fi alături de tine în cutia de cadou special gândită pentru sărbători. Așa că nu mai sta, nu mai sta, scrie repede, repede, repede lui Moș Crăciun, povestește că ai fost super cu minte, super ascultător, super silitor, foarte curios și dornic să ajungi un falnic stejarel, așa cum face și Ghinditor. Scrie repede scrisoarea și pune-o la poștă sau roagă pe mama sau roagă-l pe tata să o ducă lui Moș Crăciun sau spiridușilor ca să fii sigur că sub brad va fi colecția Școlii de Ghinzi sau, dacă ai deja primele două volume, Aventurile de Ghinditor, cu toate celelalte frumoase jucării pe care le-am pregătit. Sunt Irina Vasilescu, coautoare alături de Andy Sechei a celor trei volume de povești de dezvoltare personală, Școala de Ghinzi, Școala Stejarilor Falnici și Aventurile lui Ghinditor și împreună cu Andy îți doresc sărbători fericite, pline de bucurie, cu lecturi frumoase și momente minunate petrecute în familie. Crăciun fericit!